Și candela lui Dumnezeu nu se stisese încă. Că dacă mai suntem la slujbă, dacă mai există Biserică Română în Suedia, dacă mai există har, dacă și în 2024 avem această posibilitate să ne adunăm la închinare, e pentru că Domnului candele nu s-a stins. E pentru că prezența lui Dumnezeu nu trece odată cu o generație. Pleacă bunicul, rămâne regele. Pleacă cineva drag, rămâne Dumnezeu pe tron. Se rup relații între noi pentru că pleacă oamenii la cer. Îi smulge parcă Dumnezeu pe cei mai buni dintre noi. Dar Dumnezeu rămâne. Pare Ilie că falimentează. Dumnezeu nu falimentează. La gura peșterii trimite metode prin care vrea să-i spună: vreau să-ți reactivez senzorii tăi spirituale, simțămintele tale. Vine fulgerul, nu e acolo Domnul. Vine cutremur, nu e acolo Domnul. Vine tunet, nu e acolo Domnul. Se sfârâ.